Cum vă simțiți? Mulțumit. Mulțumit deocamdată? Nu în mare parte. Știu că nu este o decizie favorabilă nouă, dar dorința mea cea mai mare a fost să-i văd afară, pentru că știam că mult nu va mai rezista. Știu că după cele 3 luni de zile, lacătu, s-ar putea să fie pus, deși noi nu ne dorim asta, nu ne dorim, ținem cu dinții, dar dacă guvernul sau cei de la Bruxelles nu va da o hotărâre sau ceva, un ajutor ca să retehnologizeze mineritul, nu vom putea continua. În condițiile în care arată acum mina noastră, nu vom putea merge mai departe. Ce o să faceți? Ce să facem? Noi sperăm să facă un program și după aceste 3 luni în care să investească în minerit. Eu mai am încă 7 ani până la pensie. Sper din tot sufletul, și sunt alții care s-au angajat de 2-3 ani. Sper din tot sufletul ca mineritul să meargă mai departe. Iubesc mineritul, iubesc ceea ce fac. De aia m-am și dedicat pentru minerit, pentru că mineritul a intrat în inima mea. Am lucrat 10 ani la brigadă, mi-a plăcut ceea ce am făcut și iubesc viața de miner. Nu este o viață ușoară, dar o iubesc. Îi respect pe colegii mei care au rezistat eroic acolo în subteran. De aceea am fost vocea lor, pentru că am văzut că nu s-au lăsat și nu s-au dat bătuți. Le mulțumim tuturor care au fost alături și vrem să spunem că și după astea 3 luni de zile, noi vrem să continuăm cu mineritul în Valea Jiului. Să se gândească cei de la CEH. La ora actuală, conducerea CEH, eu zic că este depășită de situație și nu vor, doamna Turcan, dacă ați auzit, ați declara că le dă 3 luni răgaz ca să-și facă un plan să poată merge mai departe mineritul după astea 3 luni. Eu vă zic că CEH, conducerea actuală de la CEH, nu vor fi niciodată.